raționalizare. Da. Aia te descrie acolo. Nu știți raționalizare. Da, primul ăsta exercițiu de raționalizare? Da. E raționalizare, nu? Da. Citești tu? Hai, să dăm primul, primul, asta e raționalizare. A, bună seara, spune azi de venit cu doar la platforma, că probleme de matematică, la algebră. La algebră, hai. 2 radical din 2 supra. 2 radical din 2 supra. Radical din 2 minus 1. Plus 6 radical din 3 supra. Radical din 3 plus 1. Plus 4 radical din 6 supra, radical din 3 plus radical din 2, minus 2 radical din 6 supra, 2 radical din 3 plus 3 radical din 2, 2 radical din 3 plus 3 radical din 2, minus radical din 6 supra, radical din 3 minus radical din 2. Adi, te rog să mă conduci, că tu l-ai propus. Egal cu... Egal cu radical din 2 plus 1, raționalizăm. Deci, mulțim cu conjugata. Conjugata A minus B, îți trebuie A plus B. Dacă îți trebuie A plus B, ca să apară A la 2 minus B la 2. Adică trebuie radical din 2 plus 1. Da. Deci vine 2 radical din 2 pe lângă 2 radical din 2 pe lângă radical din 2 plus 1, supra 2 minus 1. 1. Plus. Plus. Amplificăm cu radical din 3 minus 1. Așa, deci 6 radical din 3 pe lângă. 6 radical din 3 pe lângă radical din 3 minus 1 supra 1. Supra? Supra 2. Supra 2. Da, supra 2. Pe 3 minus 1 face 2, da? Da. Plus. Plus Anca? Amplificăm cu radical din 3 minus radical din 2. Deci vine 4 radical din 2 pe lângă radical din 3. 4 radical din 6. Radical din 6. Foarte bine. Măița asta să nu trecă. Minus radical din 2. Totul supra? 1. 1. Minus Miruna. Amplificăm cu 2 radical din 3 minus 3 radical din 2. Adică 2 radical din 3 pe lângă 2 radical din 6 pe lângă 2 radical din 3 plus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2, totul supra. Totul supra 4, 3, 12, 12 plus 9 ori 2. Nu plus? 12 minus 9 ori 2, minus 6. Minus 6. Totul supra minus 6, da? Și minus Adi? Radical din 6 pe lângă. Radical din, da, minus radical din 6 pe lângă radical din 3 plus radical din 2. Egal cu? Supra 1. Supra 1, da? Da. Supra 1, bun. Și egal mai departe? Desfacem parantezele. Hai, hai, și 2, 4. 4 plus? Plus? Plus 2. Plus 2 radical din 2. Plus, da. Asta e factorul de aici, să mulțești cu amul 2. Plus 2 radical din 2. Supra 1. Da. N-are rost să mai pun. Plus 6 radical ce din... Ce pot face aici? Mă, ce fac înainte asta? Simplific pe 6 cu... Simplific cu 6 cu 2. Așa. Vine 3. Da. Și Manca face cât? 3 radical din 3. 9. 9. Da. Minus 9 minus 3 radical din 3. Da. Plus Miruna. De supra 2. Nu, că am simplificat azi. Da. Plus 4 radical din 18. Adică? 9 ori 2. 4 radical, 12 radical din 2. 12 radical din 2, corect, minus 4 radical din 12. 4 radical din 12, care înseamnă? 2, 8 radical din 3. 8 radical din 3, corect, minus Adi. Minus, simplificăm, 2 cu 6. 2 cu 6 și aici cât va fi? Plus 3 și semnul va fi plus aici, foarte bine. Așa, și cu numitorul ca să nu rămână în cumva, să-l uit, 3. Și 2 radical din 18, adică 6 radical din 2.
6 radical din 2. 6 radical din 2, bine. Minus... 6 radical din 3. 6 radical din 3, corect. 6 radical din 3, bine. Minus... minus radical din 18, adică 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2, da. Minus. Așa, bun, minus. 3 radical din, bă, nu. 2 radical. 2 radical din 3, așa. 12, 4, iese 4, da? 2 radical din 3. Adică același numitor. Hai să le ducem mai interne, asemenea, mai interne, adică, da, rămân mai la sfârșit. Da. Avem 2 radical din 2 cu 12 radical din 2, adică 14 radical din 2, minus 3 radical din 2, 11 radical din 2. 11 radical, ăsta lăsăm, Miruna. Lăsăm că e sub 3. Sub, ai numitorul 3 și mai aranjăm un pic. Deci câte au fost încă date? 11 radical din 3. E bine? 14 minus 3, 11. 11, da? Da, da, 11 radical din 2. 11 radical din 2. Da. Cu radical din 3, hai să urmărim. Radical din 3, 3... Minus 13 radical din 3, da. Și termen liber, să urmărim. 4 și cu 9... 13. Și atât. Deci plus 13. Și plus linii de fracții, 6 radical din 2 minus 6 radical din 3 pe 3. Da. Puteam să scot un 6 în factor, da, da. O și fac acum și zic supra 3. Și gata. 6 cu 3 simplifică și face 2. 2. Și atunci va face egal mai departe cu 2 radical din 2 și cu 11 radical din 2, 13 radical din 2. Și 2 radical din 3 e minus. Minus 2 radical din 3 și cu minus 13. Minus 15 radical din 3 și plus 13, nu? Da. Plus 13. Cam asta este rezultatul. Asta e rezultatul final. Chiar. Nu mai avem, da, altceva de făcut. Și-o amintit de raționalizări. Da. Mi-a zicea că nu-și mai aminte aici. Da. Deci, ideea este simplă. Conjugata. Ați văzut ce înseamnă conjugata? Atenție, la șmanca. Deci, scurt cu conjugata, fiți atenți la capcana, minusul din față. Minusul rămâne acolo până când hotărâm să scăpăm de el. Da? Și minusul s-a schimbat semnul tuturor. Cum este aici. Minus pe lângă radical din 6. Nu? Acest radical din minus, radical din 6, îl lovește și cu ăsta și cu ăsta. Pe amândoi termeni. Vor să-și mai aduc aminte repede de descompunere, domn profesor? Gata, da, facem. Am eu una care e ușoară, da? Dar Adi nu mai... O trebuie să-i explice Adi, să-i amintească. Da? Care? Care? De la temă. Uh-huh. Asta e de la portat. Asta? A B-ul, da? B-ul, da, să zic. Da. Că restul, adică asta e slea capra pătrat și asta pe pătrat. Vă dăm moduri? Asta cu moduri, a, dar nu, dar e numai capra. Dar chiar dacă nu dăm, să facem și discuția asta. Să facem repede o descompunere, domn profesor, să-și aduc aminte. Da, nu? Așa, și descompunere. Da. X pătrat minus 10x. Deci x pătrat. Minus 10x plus 25. Plus 25. Minus y pătrat. Adi? Păi... îi bupăm pe primii doi. Primii? Nu, primii trei, ca să facem binom. Adică? Care va fi binomul? X minus 5, totul la pătrat. X minus 5, totul la pătrat. Am aici de acord? Da. Din X pătrat, minus 10X plus 25, da? E bine. Minus Y pătrat. Miruna, egal mai departe? X minus 5 minus Y pe lângă X minus 5 plus Y. X minus 5 minus Y pe lângă X minus 5 plus Y. Plus Y. Și terminat, da? Deci cam așa, v-ați adus aminte, da? Mai fac mai facem, nu am, domn profesor. X pătrat plus 10X plus 24, de exemplu. X pătrat plus 10X plus 24. Plus 24, Adi. Adi, te rog. Ok.
pe 24 să-l descompunem. Adică? Te dirigează strateg de cât ai nevoie. Exact. Deci... 5 la 2 ai nevoie. 5 la 2, da. Adică 25. 25 minus 1. 25 minus 1. Deci egal mai departe cu x pătrat plus 10x plus 25 minus 1. Nu e egal cu egal da? Cu... x la a doua... Nu mai gata, strângem aici. Din nou. X plus 5, totul la a doua, ca minus 1. Și egal, Miruna? X plus 5 minus 1, pentru că x plus 5... X plus 5 minus 1, a la a doua minus pe la a doua, pentru că x plus 5 plus 1. Mai vreau încă unul, dacă nu dau eu? Da, dați-l dumneavoastră, doar. Așa. Deci vine x pătrat minus 6x plus y pătrat minus... sau minus y pătrat aici. Minus y pătrat plus 10y plus 34. E calc. Pe primele două și luăm un pic din 34 și pe penultimele două și luăm poate la 34, am să mai insist un pic. Cred că este vorba de 9. Deci 16. Deci plus 16. Minus 16. Minus 16. Luăm din 34. Avem x la a doua minus 2 ori 3x plus... Deci urmărim aici, da? Da? X la a doua minus 2 ori 3 ori x. Da, plus 9. Plus 9 ai urgent nevoie, că partea a doua ai văzut-o că e 3. 3 la a doua 9. Mai departe. Minus pe lângă y la a doua. Minus pe lângă y la a doua. Plus 2 ori 5 ori y. Plus? Că ți-i minus, Miruna. Minus pentru că ai scos minusul față aici, ca să faci pătratul perfect. Ai pus paranteze, domnul. Nu, am pus eu că așa trebuie văzut. Deci când, fiindcă e minus y pătrat, fiindcă e minus y pătrat, minus pe lângă acum. Și ai y pătrat și minus 10y acum. Minus 10y în paranteze. Și minus 10y plus cât îți trebuie ție ca să fii pătrat perfect? 25. Plus 25. 5 la a doua. Da. Plus 25. Asta și minus 16 acela. Dar atenție, hai să zicem minus 9. Minus 9, că ai pus tu plus 9, Miruna, da? Da. L-am adunat pe plus 9, l-am pus 9. Îl și scădea. Aici, fiindcă e minus 25, plus 25. Plus 25, egal cu... Minus 16, domnul. Și minus 16. Înseamnă că e plus... este minus 25, plus 25. Și atunci trebuie să fie plus... Minus 16, am zis, da? Da. Minus 16, minus 9 plus 25. E plus 16, minus 16. Deci trebuia să fie... Lăsăm așa, minus 16. Minus 16, iar cum facem. Egal mai departe. Facem binom, revenim. Haideți, copii. X minus 3 totul la a doua. X minus 3 totul la a doua. Minus Y minus 5 totul la a doua. Y minus 5 totul la a doua. Normal. Da? Y așa, minus 5 totul la a doua. Și acolo minus 9 plus 25. Trebuie. E perfect. 16 minus 16. E perfect. Da. Egal mai departe. Deci a fost bine acest minus 16 cu compensia cu plus 16. X minus 3 minus Y minus 5. X minus 3 minus Y minus Y plus 5. Plus 5. Plus 5 deodată. Dacă nu mai punem paranteze, da? Da. X minus 3 minus Y plus 5 pe lângă X minus 3 adic. Pe lângă x minus 3, plus y minus 5. Plus y minus 5.
A minus B pe lângă A plus B. Da. A-ul este A, X minus 3, B-ul este Y minus 5. Și egal mai departe cu? Egal cu X minus Y. X minus Y plus 2. Așa trebuie finalizat. Pe lângă X plus Y. Minus 8. Minus 8. Da. Mai am unul, domnul. Da, te rog, dă-l și pe acela. X plus radical din 3 totul la pătrat. X plus radical din 3 totul la pătrat. Totul la pătrat. Asta se rezolve în ier ecuațiile. Da, să se rezolve în ier. Se rezolve în ier ecuațiile. X plus radical din 3 totul la pătrat minus. Paranteză, X minus radical din 7 pe lângă X plus radical din 7. X minus radical din 7 pe lângă X plus radical din 7. Egal cu X plus radical din 3 minus 1 totul la pătrat. X plus radical din 3 minus 1 totul la pătrat. Minus X pătrat. Minus? X pătrat. X pătrat. Echivalent. X la a doua plus 2 radical din 3. Atenție, hai să... Sunteți gata să-ți urmărim? Deci X plus radical din 3 tot la pătrat. X la a doua plus 2 radical din 3. Am lăsat-o pe gândurile, am plis, te pus și pe tine imediat. Deci X... X la a doua plus 2 radical din 3X plus 3. Plus 3. Minus pe lângă... Minus... X la Anca. Doua. Anca. X la a doua... Minus. Deci pun în paranteză, ca să nu greșesc, minus X la a doua. X la a doua minus radical din 7 la a doua, adică 7. Minus 7, pe scurt, repede. Vorbim repede, ca să nu părăsim. Egal cu Adi? Egal cu X plus radical din 3 minus 1 minus X. Intrinom acolo. Hai, 1, 2, 3 termene. Trebuie să ne amintim formula A plus B plus C, totul la pătrat. Da, dar e minus 1. Ai și minus 1, nu? Da, și ne e păi 1, 2, 3 termene. Pe A, la B, la C. La da, putem să punem pe la a doua minus pe la a doua? Sigur că da. Că e mai repede. Sigur că da. Deci asta la a doua minus asta la a doua. Mult mai repede. De acord. Eu mă gândeam la formula trinomului, se ridica la pătrat, dar mult mai bună e destindeată asta. Egal cu Adi, zi, te rog. X plus radical din 3 minus 1 minus X. Totul pe lângă. Totul pe lângă X plus radical din 3 minus 1 plus X. X plus radical din 3. Minus 1 plus X. Plus X.